Eu m-am spucat de ori. A fost la mine duminică. Am fost un miel. Fac la proța. Nu mai vor, nu mai vor. Și păi când nu vineri, măi. Vineri, măi. Am pus la paie, dar păi să văd duminică, îi dau telefon dimineața. Băi, Nică, zic că iartă-mă, dar nu cred ca să facem ceva, că pentru că mă sunt foarte rău, nu știu ce are. Și Nică a spus, băi, dă-l, Doamne, iartă-mă, deci, dă-l în colo de mine, las cu să-l mâncăm noi. Nici eu nu mă simt așa ce, bine. Ce, nici eu nu mă simt bine. Când am venit la tine, eram îmbrăcat cu un cojoc mai grosuț și cred că am transpirat cu să o zic călduroasă. Lui tare i-a plăcut acolo în curte la mine, știi? Da. Și el credea că de la cojocul ăla o transpirat și o răcit. Și în momentul când... Duminică seara, pe mă simțeam și mai rău. O luat și pe nevastă mea. Înțelegi? Mă, femeie, hai să vedem ce care treaba. Hai chemăm acasă, nu facem un ceva. Mă chema asta. De când ne-am auzit de copii, să cred că uite, așa. Ce că abie nu fi prost, eu te știu, te băieți, ești mecher, ești trecut prin practică. Multe dulac, dar câte o moare. Vă zic, COVID-ul nu există, e o răceală, stai acasă. E o răceală, stai acasă, ești tratament, ai bani. Băi, frate, nu spune problema asta. Stai cu minte, că mă duc la spital, că nu mai pot. Și că nu te duc, fugi de acolo, nu te duc. Ține Nică și da, abia o zis, nu mă duc aici, ca să termin, știi? Asta seara. Asta seara. Iar dimineața am chemat salvarea și ne-am pus acolo. Nu mai puteam eu de asta o mers. Nu mai puteam, înțelegi, dar când am făcut și femeia care... Toată noaptea n-am putut să respir. Aș fi fericit pe lume, eu aș da averea toată și-a te văd măcar o dată. Tată, tată, dur de tată. Eu aș da averea toată și-a te văd măcar o dată. Tată, tată, dur de tată. Mereu, vei rămâne în gândul meu.
Astăzi îngerii din cer mi te-au luat. Parcă ieri trăiam speranțe și vise, parcă ieri aveam tot ce ne-am dorit. Tu spuneai că viața merge înainte, mă întreb oare chiar s-a sfârșit. Este poate ultima oară când te privesc în ochi, ultima oară când îți văd chipul, ultima oară când îți vorbesc. Lacrimile nu-ți pot șterge amintirea. Ai ales un drum pe care nu există suferință, nici durere. Mi-e greu să accept, însă, independent de noi, viața merge înainte. Parcă ieri trăiam speranțe și vise, parcă ieri aveam tot ce ne-am dorit. Tu spuneai că viața merge înainte, mă întreb oare chiar s-a sfârșit. Doamne, unde toți sfinții tăi se odihnesc, odihnește, Doamne, și sufletul adormitului robului tău, că Tu singur ești fără de moarte. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea, sfântului și vechi, fără amin. Miluiește-ne pre noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, rugăm-ne Ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Încă ne rugăm pentru odihna sufletului adormitului robului Tău, Nicu, și pentru casei setelui toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Că Tu ești învierea și viața și odihna adormitului robului Tău, Nicu Hristoase, Dumnezeul nostru. Și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dumnezeu să-L ierte.
Pentru odihna sufletului adormitului robului tău, Nicu, cel mutat de la noi, și pentru casei setei lui, toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Miliște, Domnule, miliște, Domnule, miluiește! Ca Domnul Dumnezeu să așeze sufletul lui nedrept și să odihnesc. Mila lui Dumnezeu, împărăția cerurilor și iertarea păcatelor lui, de la Hristos împăratul cel plămitului robului tău, Nicu, cel mutat de la noi, în loc luminat, în loc cu verdeață, în loc de odihnă. De unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinarea? Și orice greșeală a săvârșit el cu fapta, cu vorba sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-l pe el, Dumnezeu să fie. Că nu este om care să fie viu, să nu greșească, numai tu singur ești fără de păcat.
Dreptatea ta este dreptate în viață și cuvântul tău este adevărul Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Că tu ești învierea și viața și odihna dormitului robului tău, Nicu Hristoase, Dumnezeul nostru, și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin, odihnește Mântuitorul nostru cu dreptii pe robul tău, și-l sălășluiește în locașurile tale, precum este scris, trecând ca un bun greșelile lui cele de voie și cele fără de voie, și toate cele cu știință și cu neștiință, iubitorule de oameni. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cel ce-ai răsărit lumii din Fecioară, Hristoase Dumnezeule, și prin aceasta fi luminii ne-ai arătat, miluiește-ne pre noi. Minunat este Dumnezeu întru sfinții săi, Dumnezeului Israel. Doamne, odihnește cu drepte adormitul robul tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Nu este sfânt precum tu, Doamne, Dumnezeul meu, care-ai înălțat fruntea credincioșilor tăi, bunule, și ne-ai întărit pe noi pe piatra mărturisirii tale. Cu adevărat, deșertăciuni sunt toate. Sărații și săraci. Pentru aceasta, Hristoase, Dumnezeul nostru, pe robul tău acesta, Nicu, mutat de la noi, odihnește-l ca un iubitor de oameni. Marea vieții văzând-o înalțându-se de icorul ispitelor, dar eman cu turinare muncită prescăpite, poate din stricăciune viața mea mult milostive. Sfinții, odihnește Hristoase sufletul adormitului robului tău. De nu este durere nici stare, nici suspin, ci viață fără de-nșine. Tu singur ești fără de moarte, cel care ai făcut și ai zidit pe om. Iar noi pământenii din pământ suntem făcuți, că în același pământ vom merge. Precum ai poruncit, cel ce m-ai zidit și mi-ai zis, pământ ești și în pământ vei merge, unde toți pământenii mergem. Făcând stânguire de îngropare, cântarea, aleluia! Cu Sfinții odihnește Hristoase, sufletul adormitului robului tău, unde nu este durere nici în tristare, nici suspin, și viață fără de sfârșit. Doamne, odihnește cu drepții de adormitul robul tău. Care bucurie lumească este lipsită de întristare? Care mărire stă pe pământ neschimbată? Toate sunt mai neputincioase decât umbra, toate mai înșelătoare decât visurile. O clipă numai și pe toate acestea moartea le primește. Și într-o lumina feței tale, Hristoase, și într-o îndulcire a frumuseții tale, pe cel pe care l-ai ales dintre noi, odihnește-l ca un iubitor de oameni. Doamne, odihnește cu drepții pe adormitul robul tău. Unde este dezmerdarea cea lumească? Unde este nălucirea cea trecătoare? Unde este aurul și argintul? Unde este mulțimea slugilor și strigarea? Toate sunt țărână, toate sunt cenușă, toate sunt umbră. Ci veniți să strigăm împăratului celui fără de moarte. Doamne, veșnicelor tale bunătăți, învrednicește-l pe robul tău, Nicu, care s-a mutat de la noi, odihnindu-l într-o fericirea cea neîmbătrânitoare. Doamne, odihnește cu drepții te-a dormit robul tău. Plâng și mă tânguiesc când gândesc la moarte, și văd în morminte frumusețea noastră cea zidită după chipul lui Dumnezeu, zăcând grozavă, fără mărire și fără chip.
O minune! Ce taină este aceasta care s-a făcut cu noi? Cum ne-am dat noi stricăciuni? Cum ne-am înjugat noi cu moarte? Cu adevărat, precum este scris, după porunca lui Dumnezeu, care dă adormitului odihnă Dumnezeu. Într-un părăsia când vei veni, pomenește-ne pe noi, Doamne. Până acasă pomenim și părinților, dar m-am zis cu propria. Fericit te-ai sărași cu Duhul, că acelora este împărăția cerurilor. Fericit cei ce plâng, că aceea se va învăia. Fericit cei cu flămânsii setaze dreptate, că aceia se vor sătura. Fericit cei minosiți, că aceia se vor minui. Fericit cei curați cu inima, că aceia vor vedea tâlnăria și curăția cerurilor. Fericit de sfii vă vor ocări pe voi și vă vor prigoni și vor zice tot cuvântul rău potriva voastră. Sfii pentru mine, bucurați-vă și vă veseliți, că plata voastră multă este în cer. Să luăm aminte, pace tuturor. Și Duhului Tău, fericită este calea în care mergi astăzi suflete, când a pregătit de loc de odihnă către Tine, Doamne, voi striga. Înțelepciune. Epistola întâi către Tesalonicenii, Sfântului Apostol Pavel. Cel despre cei ce au adormit după însăfiții de știință, ca să nu mă trăsască și celălalt care nu au adormit. Pentru că de credem că Iisus a murit și a înviat, tot așa crede pe Dumnezeu. Ce a dormit în Hristos și va aduce împreună cu El, era aceasta vă spune după cuvântul. Doamne Dumnezeu bun și că noi cei vii care oferim oaspă la venirea Domnului Sfânt înainte ce vreau Dumnezeu. Că însuși om poruncă la glasul Arhanghel, strâmbiți al Dumnezeu. De la pogorâ din cer, iar cei morți în Hristos vor învia întâi. După aceea noi cei vii care oferim oaspă, trebuie să preună cu ei noi. Ca să întâmpinăm pe Domnul în văzut. Și așa pururea cu Domnul vom fi. Pace ție, cititorule. Și Duhului Tău, aleluia, aleluia, aleluia. Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace tuturor. Și Duhului Tău. În Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan citire. Slavă ție, Doamne, slavă ție. Să luăm aminte. Zisa Domnul către iudeii care veniseră la el. Adevărat, adevărat vă zic vouă, cel ce ascultă cuvântul meu și crede în cel care m-a trimis pe mine are viață veșnică. Și la judecată nu va veni, ci s-a mutat din viață, din moarte la viață. Adevărat, adevărat vă zic vouă, că acum vine ceasul când morții vor auzi glasul Fiului Dumnezeu și cei care vor auzi vor învia. Că precum Tatăl are viață în sine, așa a dat și Fiului să aibă viață în sine și a dat lui putere să facă judecată, pentru că este Fiul omului. Nu vă mirați de aceasta, căci vine ceasul în care toți cei din morminte vor auzi glasul Fiului Dumnezeu și vor ieși cei care au făcut cele bune spre învierea vieții, iar cei care au făcut cele rele spre învierea osândirii. Eu nu pot să fac de la mine nimic, precum aud judec, dar judecata mea este dreaptă, pentru că nu caut voia mea, ci voia Tatălui meu care m-a trimis. Slavă ție, Doamne, slavă ție! Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne, Dumnezeul nostru, cel ce cu înțelepciunea Ta ce de negreit ai zidit pe om din țărână și întocmindu-l după chipul și asemănarea Ta, l-ai împodobit cu înfățișare și frumusețe, ca pe o cinstită făptură cerească, spre măreția și strălucirea slavei. Dar el, călcând cuvântul poruncii tale și nepăzind chipul tău de care s-a îmbrănicit, pentru ca răutatea să nu fie fără de moarte, din iubire de oameni,
ca un Dumnezeu al părinților noștri, ai poruncit amestecului acesteia și împreunării și cele negrăite legături a ta să se desfacă și să se risipească, pentru ca sufletul să meargă acolo de unde ființă și-a luat până la obșteasca ambiere, iar trupul să se desfacă în cele dintre care a fost alcătuit. Ție ne rugăm, Părintelui celui fără de început și unea născut Fiului tău și prea Sfântului și de ființă și de viață Făcătorului tău, Dumnezeu, să nu îngădui ca făptura ta aceasta, robul Nicu, să fie înghițită de pieire, ci trupul să se desfacă în cel dintr-un care a fost alcătuit, iar sufletul să se așeze în ceata dreptilor. Așa, Doamne, Dumnezeul nostru, să biruiască mila ta cea nemăsurată și iubirea de oameni cea neasemănată. Și dacă a căzut robul tău acesta, Nicu, sub blestemul tatălui său sau al maicii sale sau sub blestemul său, dacă a mărât vreun preot și a luat de la el legătură nedeslegată, dacă a căzut în grea furisanie de la arhiereu și de nepăsare sau din lenevie n-a dobândit iertare, iartă-l pe acesta prin nepăcătosul și nevrednicul tău, rog, Dumnezeu să vă și trupul lui îl dezleagă în cele dintr-un care a fost alcătuit, iar sufletul lui îl rânduiește în corturile Sfinților. Așa, Doamne, Dumnezeul nostru, care ai dat Sfinților Tăi, ucenici și apostoli, această putere, ca să dea iertare de păcate, zicând, oricâte veți lega și veți dezlega, să fie legate și dezlegate, și din iubire de oameni ne-ai dăruit și nouă, preoților, această putere, dezleagă pe adormitul robul tău, Nicu, de păcatul sufletesc și trupesc, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Stăpâne mult îndurate, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, care ai dat Sfinților Tăi, ucenici și apostoli, cheie de Împărăției Cerurilor, iar după Sfântă Învierea Ta, cea de-a treia zi, cu harul Tău le-ai dat lor putere a lega și dezlega păcatele oamenilor, ca să fie legate și în cer cât de ei pe pământ s-au legat, și tot așa să fie dezlegate și în cer cât de ei pe pământ s-au dezlegat. Cel ce prin nespusa ta iubire de oameni ne-ai învrednicit și pe noi, smeriții și nevrednicii tăi robi, să fim moștenitorii același preasfânt dar și har, ca și noi de asemenea să legăm și să dezlegăm cele ce se întâmplă în poporul tău, însuți prea bunule împărate, prin mine păcătosul și nevrednicul tău preot, iarta adormitului robului tău Nicu orice a făcut ca om în această viață. Dumnezeu să fie. Și iartă lui toate câte a păcătuit, cu cuvântul sau cu fapta sau cu gândul, deslegându-l pe el de legătura pusă în orice chip asupra lui, cu care el însuși din mânie sau din altă pricină s-a legat pe sine, sau de la arhiereu, sau de la preot, sau de la altcineva, a suferit o alunecare ca aceasta prin invidia și prin lucrarea diavolului. Binevoiește, prea bunule și mult îndurate, ca sufletul lui să se așeze cu sfinții care din veac o bineplăcuție, iar trupul să se dea firii cele zidite de tine. Că binecuvântat și prea slăvit ești în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Domnul Iisus Hristos, Dumnezeul nostru, care a dat Sfinților Săi ucenici și apostoli dumnezeieștile porunci, ca să lege și să deslege păcatele celor căzuți. Și de la ei asemenea și noi, preoții, am primit această putere să te ierte pe tine, Fiule duhovnicesc Nicu, de tot ce ai greșit în viață ca om, cu voie sau fără de voie. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Morți Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, cu puterea cinstitei și de viață făcătoare cruci, pentru rugăciunile Sfântului și Dreptului lasă cel a patra zi în via din morți, sufletul adormitului robului său Nicu în corturile dreptului să așeze,
Însul Avram să odihnească și cu dreptul să-L numere, iar pe noi să ne miluiască și să ne mântuiască, ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Doamne, sufletului adormitului robului Tău, Nicu, și fă-L-i, Doamne, veșnică pomenire. Veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică lui pomenire. Și fă-L-i, Doamne, veșnică pomenire. Veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică lui pomenire. Pomenirea lui din neam în neam și fă-L-i, Doamne, veșnică pomenire. Veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică lui pomenire. Strofimă vei cu Iisop, solam vești mai bucos de pe zăpadă mărghie. A Domnului este pământul, lumea și toate câte sunt în ea, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Hei, Dorin, vrei să pune alu-ali? Rugăm, pomenește, Doamne, și sufletele adormiților. Sufletele adormiților, răbitor stamate și profira cu tot neamul lor cel adormit. Totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dumnezeu să ierte. Stați în voie să ne exibiți în testaje, ca să le puteți împărți de Dumnezeu. Pentru pomenirea sufletului adormitului robului tău, Nicu, ca să-i fie lui de părere, spre iertarea păcatelor, în vecii vecilor. Thank you.
Nu am vrut să facă groapă el, nu am vrut să facă groapă el, nu am vrut să facă. Aici ești de post? Tot. Thank you.